lăsăm pentru la final și am să o invit alături de noi pe Emilia Ivancu, de la Academia de Studii Economice din București. Deși Emilia e poetă, nu știu cum se potrivește cu Academia de Studii Economice din București. Care ne va vorbi, ne vorbește în engleză sau în română? Cum doriți? Cum doriți? Prezentarea în română. Eu pot să vorbesc în engleză. Titlul este anunțat în engleză. Ne va vorbi despre memoria unui vis. Amintire și narațiune Ada Kaleh. Acum, nu știu despre Ada Kaleh, eu aș vorbi în română, dar... Da, am înțeles de data lumea în română. Zis sau fi, da. Am înțeles. Să mai fie. Poate spune la început puțin despre Ada Kaleh în engleză și apoi... Să înțeleagă despre ce vorbește. Urușa Dacale e o chestiune pe care noi românii o cunoaștem, o insulă despre care știm, dar... Cei care știm. Cei care știm, da. Uite care vreau să mergi la ah, da, asta era, să zic nu. Să zic nu. Până în instalare să spunem că o să ne vorbească despre un mit demitizat complet și acum remitizat, nu? Că, dar fiind că nu mai există, ce putem să mai facem? Doar să remitizăm. Bună ziua din nou și mă bucur că mă aflu aici, pentru care îi mulțumesc că ți-ai ales cu dragă inima. Titlul prezentării mele este Memoria unui vis, amintiri și povestiri din Ada Kaleh. Aș dori să vă spun de la bun început că este un proiect în curs de desfășurare. De foarte mult timp, de altfel, mă preocupă insulele și mitologia insulelor. În momentul în care am aflat despre insula scufundată, Ada Kaleh, am fost atât de uimită, după care am început să fac săpături, să văd ce s-a întâmplat. Am dat de tot felul de mărturisiri ale celor care încă mai trăiau la vremea la care eu am început cercetarea și încă mai trăiesc unii dintre ei, fost locuitorii insulei Ada Kaleh. Și m-a marcat profund faptul că ei se raportează la un loc, la o perioadă a vieții lor, la un spațiu care nu mai există, care se află undeva sub apă. Oarecum
Marius, la începutul prezentării lui, mi-a deschis drumul pentru prezentarea de astăzi. O să vezi la un moment dat că voi face referire la ce spuneai tu mai devreme, faptul că noi asociem, de fapt, trecutul nostru cu, sau anumite locuri cu trecutul nostru, cu o anumită poveste, un mit, poate chiar personal. Just before going and starting my presentation, which will be in Romanian, I will briefly say a few words about Tata Care for those who do not fully understand Romanian. Tata Care used to be an island on the Danube, and it was flooded at the beginning of the 1970s. For the benefit of energy given by the waters. And thus, a total community, mainly made of Turks, had to leave, being promised that they would benefit from free energy all their lives, the tombs of their forefathers would be relocated to another island, that they somehow their past would be maintained, kept, restored, and nothing of that really happened. But that's the story. And I will make some connections with two other such places. There are many places like that all over the world. So a lot of communities were drowned, were sunk for the benefit of the of energy given by waters. So I would make reference to some such places. Maybe from time to time, while speaking Romanian, I make references in English because it's absolutely fine for me. Ceea ce vă prezint, sau două citate cu care voi începe prezentarea mea, aparțin unor persoane care au locuit pe Tata Care, după cum spuneam, turci. Să vedeți de ce încep cu aceste citate. Vedeți, sunt locuri pe care numai noi le mai știm. Noi le-am călcat, reținem fiecare pomișor unde era. Exista un colț de cetate unde creștea un cais, l-am într-o imagine. Îmi amintesc cum mergeam și luam caise din caisul ăla, primăvara până și zilele înfloreau. Între cărămizile acelea care se deterioraseră în timp, s-a depus stratul ăla de praf, de pământ. Era totul o floare de gura leului de sus până jos. Mă cățeram pe zid și culegeam flori de gura leului. Și un răspuns al altcuiva la întrebarea mai păstrați ceva de pe insulă, am fotografiile, altceva n-am de la Tata Care. Nu mai am altceva, nu mai am tabloul de la mama mea și fotografii. Tata Careul o să-l visez când am să mor. Ăsta a fost Tata Careul nostru. S-a dus, s-a înnecat. Nu mai este nimic. Când pleci spre Orșova, nu mai un strip de lumină se vede. Cum să spun? Cum e ăsta de afară, de la noi, la lumină, la stradă? Așa o au lăsat stâlpul ăla ca să se vadă unde a fost Tata Careul. These are memories of people who can find their home place, their home island, only in their memories and under the watchers. Voi face o scurtă paranteză. Toată vara aceasta, cu toată seceta pe care noi am trăit-o și în care s-a vorbit foarte mult despre apele scăzute ale Dunării, am așteptat ca vreo televiziune, ca vreun jurnalist să caute, să vadă dacă nu cumva nu au ieșit la suprafață asemenea câteva dintre ruinele insule care pur și simplu se află sub ape. S-a întâmplat în alte locuri din Europa. Din păcate, n-am auzit nimic. Am vrut să ajung eu, dar s-a întrebat să nu pot să ajung în zonă, dar cine știe, poate pe viitor putem să aflăm mai multe.
În orice caz, cele două citate de mai devreme au legătură cu poveștile personale, cu istoria și istorisirea. În urmă cu o săptămână, vorbeam la Universitatea Comenius din Bratislava, organizată de prietenul nostru, Marius Mihets, de o temă oarecum similară despre romanul lui Valjean Gosania în Cartea Șoaptelor, unde avem din nou povestea fără de care nu putem să trăim. Deși acolo avem povestea mai degrabă a celuilalt, povestea spusă de pietre, aici este povestea spusă de ape. Fără poveste nu putem să trăim, este un lucru despre care se tot povestește și despre care cred că trebuie să se povestească, atât timp cât nu vom mai putea să ne spunem povești, nu vom putea trăi. Și de aceea am început cu cele două citate ale celor doi locuitori ai insulei. Prezentarea mea e destul de lungă, peste anumite pasaje voi trece mai rapid, doar aș vrea să amintesc câteva nume pe care insula le are, le-a avut, Adacale, Adacale, în diverse scrieri. După cum spuneam, în engleză, ea a fost scufundată în 1970, de fapt în 1970 a început scufundarea ei. Lumea spunea că a fost ordinul lui Ceaușescu, de fapt ordinul începuse un picuț mai devreme, în vremea lui Gheorghiu, deci în 1965 a apărut să primele planuri. Gheorghiu deja a murit în 65. Da, dar înainte, deci a fost o idee a lui. În 1963 a fost a apărut prima dată ideea continuată, susținută de Gheorghiu, deși dusă la îndeplinire de către Ceaușescu. Planul era la dorința și ideea academicianului Constantin Nicolescu Plăpșor să se strămute totul, inclusiv cetatea Vauban, inclusiv mormintele, să se strămute în aval pe o altă insulă, insula Șiniană. Acest lucru s-a întâmplat doar parțial. Într-adevăr, cetatea a fost strămutată. Mormintele, în schimb, au fost oarecum strămutate. Au rămas craniile, oasele afară. Procesul de strămutare a fost încheiat în momentul în care academicianul Nicolaescu Plăpșor a murit. A murit și proiectul odată cu el. Problema a fost că cei care avuseseră tot acest patrimoniu personal pe insulă, n-au mai avut nevoie. Și nici astăzi nu este posibil să se meargă pe insula Șinian fără foarte multe aprobări. Am căutat foarte multe informații oficiale, la nivel academic, cercetare. În România sunt foarte disparat. Nu că nu ar fi, dar sunt foarte disparate. Cea mai completă istorie a insulei a scris-o un sârb, Ranko Iacovievici, cu un articol tradus din sârbă de Maria Danciu. A fost publicat articolul și revista voastră pe care nu l-am găsit. În schimb, se află pe un site rusesc, unde putem să aflăm foarte multe despre, de fapt, istoria foarte detaliată a insulei. Aici am un citat legat de poveste. E o carte pe care am găsit-o chiar în acest Animalul povestitor, când ne fac poveștile oameni. O recomand dacă vă pasionează subiectul. Nu voi mai rămâne asupra acestui citat. Din nou, legat de aceeași idee de poveste și de casă, l-avem pe Cafer Ismailoglu din Herculane, care spune că fiecare om are un acasă. Zic, dacă nu locuiește departe, el poate să-și viziteze locul nașterii, doar ei locuitori nu se iau această șansă. Pe mine acest lucru m-a frapat. Chiar dacă nu putem să ajungem într-un loc, există oameni plecați de acasă, din diverse, acele acasă putând fi în orice țară. Știm că nu mai putem întoarce acasă, dar știm că acele acasă există, la modul concret. Ei nu mai au această posibilitate de a-și imagina că acel acasă există. Și un alt citat voi trece peste. Aș vrea să vă arăt două filmulețe în acest moment legate de
Ada Kalegiu este un film de propagandă anunțat chiar înainte de scufundarea insulei, în martie, ultima primăvară pe Ada Kale. Iar al doilea filmuleț este un filmuleț făcut tot de aceeași propagandă comunistă în limba engleză, în care cei care construiau erau demiurgi. Turile ne arată că un regim autocratic, dictatorial, trebuie să-și pun, printre altele, puterea prin construcții, prin construcții maestuoase, impunătoare, grandioase. Bineînțeles, justificarea a fost că în cazul României, România avea nevoie de energia produsă de ape, dar pe de altă parte, întrebarea mea, și nu am găsit niciun răspuns, de ce acolo? Se pare că unul dintre răspunsuri ar fi faptul că, la vremea respectivă, din cauza regimului comunist, insula reprezenta un loc de repaus pentru cei care încercau să treacă în Nordul Dunării către Serbia. Acesta a fost unul dintre motive, deci ar fi vrut să distrugă oarecum și minimele posibilități ale celor care încercau să fugă. În plus, am văzut scris cum că și comunitatea turcă de acolo ar fi trebuit să dispară. Poate că toate aceste răspunsuri adunate la un loc. Foarte scurt, cred că se deschide internetul, nu? Da, e deschis. Ce ne zice? This is the last Thank you.
vizită pe YouTube. Futu-ți Cristoși, mătii! Vom trece la următorul... Este un alt feeling, o testă de minuci. Poate nu mai deschid pe acesta, dacă acest minune ci trec mai departe. Ce din nou l-ai spus, e microfonul, poate nu mai deschid. Am înțeles. Acum nu mai este, da. Cineva a uitat microfonul de la ce mai întâmplă? De la microfonie și trebuie să trage. De la microfonie mi se trage. Apoi prezentarea în slide-ul și nu mai eu. Adesea e Alexandre Dânceanu să-și închide microfonul. Da, l-am închis, l-am închis noi. În orice caz puteți să găsiți pe YouTube acest filmuleț despre care a fost făcut ca propagandă, evident, e făcut, fiind făcut în limba engleză pentru a arăta ce a însemnat Adapale, ce au însemnat porțile de fier, hidrocentrala și toate construcțiile comuniste. Am spus că o altă referire la un alt loc scufundat este satul Geamăna din Apuseni. Putem să vorbim în cazul tuturor acestor locuri de un patrimoniu scufundat, care ar trebui oarecum recuperat. Cred că ați văzut această imagine destul de șocantă cu o tur la biserici din Apuseni. Ea a fost scufundată la începutul anilor 80 pentru pentru o mină de cupru, iar tot ceea ce se scurge, de fapt, în continuare acolo, acele substanțe toxice au afectat întreaga regiune. Din păcate, ceea ce vă prezint eu acolo este ceea ce se găsește pe site-ul primăriei Câmpeni, care pune în practică ceea ce se numește dark or black tourism, turismul negru. Facem reclamă la se practică, de exemplu, și sau se practica înainte de invazia Ucrainei de către ruși și prin la Cernobâl. Dar în cazul României, vedeți, se dau chiar instrucțiunile geografice, cum se poate ajunge la satul respectiv, chiar pe site-ul primăriei, exploatând din nou drama unor oameni. O tragedie similară s-a întâmplat în Țara Galilor. Nu întâmplător, subiectul este cunoscut pentru că am vizitat țarele foarte, foarte multe ori. Iar eu, dacă eu ca turist, destul de frecvent acolo, am aflat de povestea văii Trewerin, o vale care a fost cufundată pentru, în 1962 pentru a oferi apă orașului Liverpool, înseamnă că toată lumea știe, în Țara Galilor și copiii știu despre tragedia întâmplată în Valea Trewerin. Acolo a fost și o modalitate de o încercare de revoltă din partea localnicilor. Trei bărbați au pus o bombă, s-au pus foarte tare, pentru că și ei și-au pierdut absolut tot, toate casele, amintirile, absolut tot. Pe internet am găsit
la un pod din Apuseni, nu uitați geamul, a salvat Roșia Montană. În mod interesant, în Țara Galilor, toată lumea știe această imagine, amintiți-vă de Trăuerin, Căvioh, Trăuerin, amintiți-vă de Trăuerin. Însă, din nefericire, noi nu avem această cultură a memoriei, apropo de memorie. Da? Cred că foarte puțină lume știe totuși în România de strada Calei. Poate știu anumite persoane acum datorită turismului negru despre satul Geamăna. În schimb, și dacă știu, nu știu cu, în ideea de a, de a recupera cel puțin la, la, la nivel de poveste concret acele locuri. Nu știu cât timp mai am, cred că mă cam apropii de final, nu? Proiectul meu presupune această istorie a insulei, având ecouri în literatura contemporană. Unul dintre textele aparține lui Mircea Cărtărescu, din care am și luat un fragment. Voi trece mai repede ca să pot să și închei. De spus că legat de istoria insulei, ea a fost un loc extrem de cosmopolit, a fost sub ocupație romană, austro-ungară, sârbă, română și toate aceste ocupații și-au pus cumva amprenta. Datorită lui Carol al II-lea, începând cu 1931, a avut un regim special fiscal și era cunoscut ca un fel de paradis. Pentru România. Am aflat ocazia proiectului meu, cum că și tatăl meu a fost acolo ca student. Există și un mit al insulei, cum că a venit un prinț samanait din vechea dinastie de Uzbek, la finalul secolului al XIX-lea, care a salvat oarecum, i-a salvat pe locuitori, ajutându-i, era un fel de sfânt. El avea mormântul pe insulă, se pare că ar fi fost strămutat pe Shimian, dar osemintele lui sunt pur și simplu împrăștiate acolo. Aș mai spune un lucru, mai ales că s-a menționat astăzi de către un academician de femeie, numele lui Jacques Vunambourget, care a scris mult despre mitologia insulelor. De ce insula este cu precădere privită ca fiind un paradis pierdut? Și iată ce spune Jacques Vunambourget. Insula este prin excelență loc de întâlnire cu vârsta de aur, cu o stare a naturii fără lege, fără artificiu, unde totul accede la împlinirea spontană de sine. Insula furnizează locuitorilor săi tot ceea ce este necesar supraviețuirii, chiar în vieți îndesculate, în armonie cu ansamblul celorlalte ființe care trăiesc aici. Și așa mai departe, mărturisirile și mărturiile celor care au locuit pe insulă ne arată exact același lucru. Și iată o mărturie a unui fost locuitor, da, dacă copilul se făcuse mare de acum sau se maturizase înainte de vreme, de ce denumeam eu undeva insula un colțișor de rai? Raiul, în general, în toate religiile, perceput a fi locul fericirii supreme sau ceva de felul acesta. Eu atunci acolo asta consideram și nu văd cine ar putea sau ar fi putut să mă contrazică când pe acea bucățică de pământ, lungă de 1600-1700 de metri, lată de 5-600 de metri, aveai tot sticul necesar și toată povestea. E, de fapt, o exemplificare perfectă a teoriei lui Vunambourget. Spuneam de Mircea Cărtărescu, Marin Sorescu are și el un cântec Adacale, un text foarte, foarte frumos. Am și cartea Istoriile subacvatice ale insulei Adacale. Din păcate, deși este o bijuterie de carte, a fost editată foarte, foarte prost. Este o ediție îngrijită de Viorel Marineasa și de Daniel Vighi. Sper, poate, într-o reeditare. Este un mozaic de elemente legate de Adacale și cultura turcă.
pornind de la mărturisiri, ecouri în literatură, dar se lucrează pentru un cercetător sau pentru un cititor simplu, e foarte greu de lucrat pe ea pentru că nu are referință. Sunt texte fără referință, ceea ce e destul de ciudat. Dar este o carte de altfel valoroasă. Are subtitlu colaje. Da, colaje, dar... Da, exact, dar lipsesc totuși de unde sunt luate și cum sunt luate. Sunt și ele scufundate. Sunt și ele scufundate. Da, e păcat că asemenea lucruri pot să fie editate atât de prost. Am găsit și un alt poem al Carlei Barici. Insula apare și în două texte pe care le-am citit de altfel. Unul îi aparține lui Yochai Mur, Omul de aur, este un scriitor maghiar. El ajunge în Adakale, precum și britanicul poliglot Patrick Lee Fermor, care descrie insula exact în aceeași termeni paradisiaci, undeva la început de secolul 20. Poate nu întâmplător în această vară am văzut că cei de la formația Anton Pan au făcut o promovare extraordinară a acestui paradis. În momentul în care eu îmi pregăteam, lucram la proiect, am găsit că ei au organizat un concert și o mini-conferință chiar în CV. În Orșova. N-am ajuns să-l iau și în momentul când au avut concertul la Muzeul Țărănului Român, nu eram în București. Nu știu, poate ai fost. Nu, n-am fost la concert, dar am ajuns în posesia CV-ului. Da, va trebui să ajung și eu la el. Mi s-a părut extraordinară inițiativa lor, mai ales că muzica poate să adune mai mulți oameni, poate decât simpli cercetători. Există înregistrare și dacă doriți o să încercăm să vă... M-aș bucura foarte mult. Chiar mă gândeam să le scriu celor de la Anton Pan, atât mai mult cu cât insula ar putea fi pusă în contextul unor asemenea locuri scufundate și patrimonii pierdute. Comunitatea are nevoie să primească ceva înapoi și nu s-a întâmplat până acum, în cazul, cel puțin în cele două caze. Vă mulțumesc de arhiv, că ar fi minunat. Melodia la care face referire și Mircea Cărtărescu, ea face lui Gigi Marca, nu o să mai pornesc, puteți să o găsiți. Este un text care rula prin anii 60-70 la radio. Și care poartă cumva acele înduiri ale Dunării pe care ni le putem închipui noi acum că acoperă insula. Cam asta ar fi. De fapt, ar fi mai multe de spus, dar mă opresc și vă mulțumesc frumos și sper să fim curioși mai mulți dintre noi și să încercăm să readucem insula sub o formă sau alta la suprafață. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi tare mult. Cum spuneam, lăsăm discuțiile pentru la final. Mergem mai departe și de data aceasta o să